Într-un comunicat remis presei, conducerea a specificat că salariații care au părăsit posturile de lucru miercuri și joi nu vor fi plătiți pentru timpul cât au absentat nemotivat. Ba mai mult, ei vor fi sancționați pentru că au refuzat să lucreze. Tot lor li se va imputa și prejudiciile cauzate de întreruperea ilegală a activității. În comunicatul oficial sunt trecute și beneficiile angajaților de la Dacia, printre care salariul minim de 1918 lei, prime de Paști și de Crăciun, tichete cadou la diverse sărbători, primă de participare la profit, bonuri de masă, primă de vacanță, masă caldă gratuită, transport subvenționat și ajutoare diverse. Conform comunicatului, salariul mediu brut la Dacia în 2012 a fost de 3.965 de lei, iar la acesta, până acum, în urma negocierii, s-a acceptat o indexare cu 5%.